Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Păun. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM este un nume foarte cunoscut din industria cinematografică și asta pentru că este și unul dintre cei mai mari producători de film din România, peste 100 de filme internaționale. În 1992 punea bazele unei povești foarte frumoase, o poveste pe care noi o cunoaștem drept primul studio de film profesionist din țara noastră, asta în perioada post-decembristă, pentru că exista o perioadă în care se vorbea doar despre filme făcute la Buftea și cred cam atât, după care s-a vorbit despre filme făcute în România, iar studioul său este unul dintre cele care a reușit să ne facă țara noastră de o destinație pentru cineaști. Vlad Păunescu, bun venit la Europa FM! Bună ziua! Și de data asta aș vrea să vă prezint în calitate de regizor, pentru că vorbim despre Scara, al doilea lung metraj în spatele căruia vă aflați și este un film foarte, foarte intens, care intră în cinematografe, iată, din luna octombrie. De ce îi spun un film intens? Poate mă ajutați cu povestea pe scurt. Poate fi intens pentru că pleacă de la un fapt real, de la o poveste reală a unui prieten apropiat care a fost și este Dragoș Pâzlaru, actorul teatrului Notara an de zile, care în urmă cu mulți ani s-a retras din viața civilă și hotărât să slujească pe Dumnezeu. Îl puteți găsi acum într-o mănăstire mică undeva în Argeș, o mănăstire superbă construită la 1700, ceva de genul ăsta. Iar prietenia mea cu Dragoș, care datează așa de la terminarea facultății, de la primul film pe care l-am făcut împreună, debutul nostru în film, al lui ca actor, al meu ca operator, a fost Pruncul, Petrolul și Ardelenii, filmul semnat de Dan Pița. Între timp am mai lucrat împreună la alte producții. Iar faptul că a plecat cumva din teatru, la un moment dat m-a determinat lucrul ăsta să mă gândesc la viața tumultoasă pe care Dragoș a trăit-o în lumea teatrului, în afara teatrului, în perioada premergătoare și de după Revoluție și să încercăm să creionăm un scenariu care să spună povestea lui, dar și povestea noastră din tinerețe pentru cei care nu știu ce s-a întâmplat în România înainte și imediat după Revoluție. Scara, înțeleg că nu este doar o poveste despre Dragoș Pâzlaru, este cumva o poveste despre România într-o perioadă a sa. Da, este o realitate, este o incursiune în momentele tensionate care au, cum se spune, au prezentat o Românie crudă odată cu Revoluția și cu dispariția familiei Ceaușescu, o revoluție pe care unii o contestă că ar fi fost o revoluție, dar pe care eu și probabil mulți alții o consideră a fi fost o revoluție, pentru că revoluția, de fapt, ce definește? O schimbare majoră în societate. Și mineriada pe care, cum să spun eu, unii au trăit-o, alții ar trebui să știe ce a însemnat un moment cumplit în care un președinte a chemat o clasă, să zicem, muncitoare ca să-i salveze, să-i salveze domnia. Iarăși un moment care trebuia spus tinerilor și trebuia amintit celor care au trăit aceste momente pentru a le face să nu mai apară în viața noastră sau a copiilor noștri. Da, ați ales două repere foarte importante din istoria recentă, Revoluția și Mineriada, două puncte de cotitură, să zicem, în istoria noastră recentă, după care Dragoș Pâzlaru a decis să se călugărească și cumva să se retragă cu totul. Cât de greu e de spus o poveste a unui om care, iată, vrea să se retragă și cumva să aibă liniște și să nu mai aibă atât de multe interacțiuni? Și... Da! Viața lui Dragoș în teatru a fost o viață normală, a fost o viață boemă de artist și am încercat în bună măsură să o generalizez în toată lumea
creatorilor de frumos. Sunt oameni care cu nimic, prin nimic, nu ies în evidență decât prin ceea ce fac și ceea ce ne spun nouă, care e scena teatrului, lemnul scenei sau este o pânză pe care cineva își pune amprenta cu pensula muiată în culori, e cam același lucru. Deci ei trăiesc ca și noi. Până la un moment dat este o poveste de fapt a unei familii de artiști care pe măsură ce viața le oferă niște încercări prin care trebuie să treacă, pentru că, sigur, o familie în care se naște un copil, apar conflicte, apar tentații și așa mai departe, pot schimba o traiectorie pe care ți-ai dorit-o normală și frumoasă. Dar apar lucruri neprevăzute, așa cum în viața lui a apărut dărâmarea bisericilor, de exemplu, ca o altă încercare cumplită să descoperi lumea și ceea ce alții pot face numai prin puterea funcției pe care o ocupă sau revoluția sau mineriada pe care le-a spomenit și dumneavoastră mai devreme, sunt de fapt încercările unui om normal pe care am încercat să le transpun pe ecran. La cât de multe reacții vă așteptați în urma acestui film? Din partea bisericii, din partea celor care au trăit cele două evenimente? Sper să ca reacțiile să fie cele normale pe care mi le-am propus, de fapt, nu le anticipez, dar sper ca reacțiile să îi determine să vorbească mai departe despre acest film, convingându-i și pe alții că sala de cinematograf nu a dispărut și că există chiar în forma actuală cu restricții, cu mai știu eu ce, în a-i determina să vadă acest film care le va putea trezi nostalgie, le va putea trezi fiori pe șiraspinării celor care au abuzat de noi oameni obișnuiți ai timpurilor respective. Credeți că cineva va avea vreo mustrare de conștiință urmărind acest film și modul în care au modelat niște evenimente și niște decizii de la un moment dat destine? Da, chiar mi-am propus lucrul ăsta și fără să mă tem de nimeni, am făcut-o cu toată deschiderea sufletului meu, cu atât mai mult cu cât acele evenimente au trecut și prin mine, așa cum au trecut prin mulți care și-au dorit eliberarea, care și-au dorit să nu se mai întâmple și care își doresc din tot sufletul ca evenimentele trecute să aparțină doar trecutului și istoriei și nu celor care vor veni și vor face parte din istoria viitoare. Aș vrea să ne întoarcem la Omul de Milioane, Vlad Păunescu. Ce este mai comod sau mai confortabil pentru dumneavoastră? Să fiți producător sau să fiți regizor? Deciziile le-am luat conștient de fiecare dată, iar trecerea de la imagine la regie și la fi producător ne-au aparținut întru totul. Sau poate ne-au aparținut pentru că de fiecare dată deciziile le-am luat împreună cu soția mea, Oana Păunescu. Deci nu știu ce a fost mai greu sau ce a fost mai ușor, atâta timp cât îți dorești ceva și obții ce ți-ai dorit, este o mare izbândă. Iar eu am trăit până acum în izbânzi care m-au satisfăcut. Da, chiar mă gândeam că ați fost director de imagine pentru multe filme, unele premiate și internațional, și producător, și regizor, și este cumva un traseu din ăsta trecut așa prin toate etapele și ați văzut cumva toate procesele din interior. Cât de mult reușește să vă ajute acest lucru ca să vă transpuneți ideile și să ajungă așa cum trebuie la public. Și de data asta mă gândesc la regizorul Vlad Păunescu. Da, mi-a plăcut întotdeauna libertatea și mi-a plăcut să, și mi-am dorit ca ceea ce fac să mi-aparțină și nu să aparțină altora. De fiecare dată când am pornit pe un drum, spuneam și mai devreme, decizia mea a aparținut. Deci nu am pus să regret
ceea ce am făcut în viață până acum. Sigur că au fost și insatisfacții, dar bucuria cea mare este atunci, apare atunci când ți-ai atins un scop și ai ajuns acolo unde ți-ai propus. Cât de greu e să faci astăzi un film în România? Depinde dacă ai un studio în spate, cum avem noi, e mai ușor. Dacă nu, rămâi cumva prizonierul banilor, pentru că filmul se face cu foarte mulți bani, și prizonierul celor care decid cui să fie împărțiți banii. Nu e ușor să faci un film în România, dar în egală măsură nu cred că e ușor nicăieri să faci un film. Atâta timp cât, cum să spun eu, soarta îți e părta și te susține, atâta timp cât deasupra ta este o lumină pe care vrei să, și o țintă pe care vrei să o urmărești, nu ai cum să nu ajungi acolo unde ți-ai propus. Mintea noastră cumva este setată la bugetele de la Hollywood, care sunt publice și se învârt tot felul de sume și în special în rândul onorarilor pentru actori. Cât de mult în economia asta unui film cântărește actorul și investiția pe care o faceți în distribuție și cât de mult cântărește restul elementelor care compun un film, o producție? Unde se duc cei mai mulți bani, ca să simplific întrebarea? Și cred că la întrebarea aceasta ați răspuns dumneavoastră. Cei mai mulți bani se duc în distribuție. Iar un film care are un scenariu promițător nu poate fi făcut decât susținut de o distribuție pe măsură. E greu de spus în procente, dar sigur filmele mari alocă probabil, nu probabil, ci sigur în jur de 20-30% din bugetul filmului pentru staruri. Nu e același lucru la noi, actorii și la noi au început să primească onorarii mai mari odată cu creșterea bugetului fiecărui film. Acum depinde și de formula filmului, de complexitatea lui, efectele speciale care cer foarte mulți bani, tehnica deosebită care se folosește în ziua de astăzi iarăși cere foarte mulți bani. Dar nu cred că ați văzut un film prost cu un actor, cu actorii mari. Sunt, cum să spun eu, căderi pe care nu le dorește nimeni, dar în egală măsură și ele se întâmplă. Bun. Revenind la filme, în industria asta, media s-a tot vorbit de fiecare dată când a apărut o nouă tehnologie, respectiv pentru media tradiționale s-a vorbit despre platformele acelea de streaming care îngropa televiziunea și radioul. La fel, întorcându-mă la alt gen de platforme de streaming, se vorbește despre modul în care ele depășesc cinematografia clasică, în care omul merge, plătește pentru un bilet, merge în sală ca să vadă. Și sunt niște scandaluri destul de recente legate de filme care au ajuns, iată, întâi pe asemenea platforme și abia după aceea în cinematografe. Cât de mult mai credeți în cinematograful clasic, într-o sală cu oamenii care plătesc bilet și merg să vadă o peliculă pe marele ecran? Puneți întrebarea cuiva care nu mai e foarte tânăr, chiar dacă și-ar dori să nu accepte vârsta pe care o are, dar în continuare cred că cinematograful adevărat îl găsești numai în sala de spectacol. Televiziunea, din păcate, oricât de mare ar fi ecranul televizorului, nu-ți poate aduce acele detalii din decor, costum, jocul actorului, lumină și așa mai departe, pentru că nu poate să te transpună în ceea ce reușește sala de cinematograf. Parfumul, totul combinat, te trimite către o altă senzație pe care, acea adevărată pe care nu o poți găsi decât acolo, în sala de cinematograf. Cred că cinematograful în sală nu poate să dispară.
Din păcate, aici trebuie făcut o paranteză și dacă cineva va auzi vreodată și voi cu radio vostru, cu media voastră, ați putea să influențați politicul să revină, să facă cumva ca să-l vede cinematograf, să-și recapete funcția de altă dată, așa cum se întâmplă în toate țările civilizate, ar fi meritoriu, ar fi extraordinar. Până la urmă contează produsul care este pus acolo, astfel încât să atragă publicul. E cumva se o muncă comună. Relativ, pentru că se fac foarte multe filme, deci ai de unde să alegi filmele de calitate pentru un anumit cinematograf. Există cinematografe de artă în alte părți, există cinemateci de valoare în alte părți și la noi una singură. Deci filmele, calitatea filmului creează și sala de cinematograf, iar un film prost nu-și va găsi niciodată distribuția într-o sală de cinematograf. Bun, începusem cumva o discuție despre tehnologie, nu întâmplător. E mai greu sau mai ușor să faci astăzi un film? Mă gândesc mai greu pentru că sunt atât de multe opțiuni, atât de multe tehnici și atât de multă tehnologie pe care concurența o folosește. Da, e o întrebare la care mi-e greu să vă dau un răspuns care probabil nu vă va satisface. Cred că filmul cu mai multă tehnologie sau mai puțină rămâne un film. Un film de calitate este un film de artă. Dacă un film de artă putea fi făcut odată cu Rubiov, să zicem, sau cu Oblomov, sau cu nu știu care cetățeanul chei, același film cu tehnica de astăzi poate fi făcut sau reinterpretat, dar produsul nu poate fi decât la nivelul cel mai de sus. Deci tehnica completează, dar nu poate crește valoarea produsului. Nu poate crește valoarea filmului foarte mult. Sigur că dacă luăm Rambo sau nu știu mai care film cu supereroi, da, sigur, încântător pentru o anumită generație, pentru o anumită vârstă, dar nu pentru vârsta noastră. Vă duc cumva într-o zonă în care pot să vă pun o întrebare delicată. Simțiți cumva că se folosește mai mult tehnologia, se folosesc mai mult efectele speciale, tot felul de artificii în acestea tehnice, tot felul de tehnici de marketing, în detrimentul calității, conținutului, în esență, al unui film? Da, cu siguranță. Benzile desenate au fost transpuse, de altă dată au fost transpuse în cinematograful modern. Sigur că da, sigur, dar toată tehnologia asta n-a făcut decât să transmită către public un alt gust, o altă esență într-o dulceață bună sau dulceață proastă, nu știu. Dacă ar vrea cineva să vă calce pe urme, în oricare dintre direcțiile artistice în care v-ați dus, care ar fi sfatul pe care îl ați oferi? Da, să-și aleagă drumul, să-și aleagă calea și atunci va reuși. Și să nu se dea în lături de la nimic. Adică, călcând pe cadavre, poftim urâtă exprimarea, dar dacă își propune cu adevărat ceva și își dorește cu adevărat ceva, nu are cum să nu ajungă acolo unde și-ar dori. Fiecare din noi are deasupra capului un înger care îl ghidează, dar trebuie să, conștient fiind că există acel înger, să încerce să-l urmărească pe drumul pe care și l-a propus. Este ceva pentru profesionistul Vlad Păunescu, omul nostru de milioane, care ar fi mers făcut diferit și ar fi schimbat cumva traseul? Nu, absolut nimic. Absolut nimic. Nu, nimic. Care e următorul proiect la care lucrează Vlad Păunescu? O mulțime de proiecte am în cap, doar o mulțime de proiecte. În primul rând vreau să văd studioul ăsta ajuns măcar la jumătatea drumului lui. Pentru că mi-am propus să construiesc ceva ce în România încă lipsește. Dar nu pot spune că n-a ajuns să mă bucure suficient ca eu să regret că l-am făcut. Nu. Dar, în primul rând, repet, studioul și emblema studioului nostru vreau să fie
într-adevăr puternică pentru țara asta, pentru că o merită, nu știu, da. Chiar că ați pomenit de studio, de unde a venit ideea asta de Castel Film? Nu, Castel, denumirea de Castel Film a venit... Nu neapărat denumirea, cât proiectul pe de-a întregul, pentru că ați pornit proiectul într-o perioadă în care nu prea cred că în România se știa exact această industrie. Da, în România existau într-adevăr studiourile de la Buftea, construite în 53, dacă nu greșesc, dar care după Revoluție și-au închis porțile pentru că finanțarea dispăruse. Finanțarea venind de la partidul de guvernământ din acele vremuri. Nu? Și comenzile din exterior, pentru că, slavă Domnului, avem o țară frumoasă, au începuseră să vină către noi. Întâmplarea face să fi lucrat în acea perioadă cu câțiva americani, dar pe un teren cu totul și cu totul virgin. Nu exista aparatură, nu existau foarte mulți tehnicieni. Și atunci propunerea pe care mi-am făcut-o mie a fost să atrag cât mai multă producție din Occident. În, cum să spun eu, în aprobio altora care nu înțelegeau de ce fac filme cu vampiri, de ce fac filme pentru americani și nu fac în continuare film românesc, dar timpul cred că le-a demonstrat că visul meu era să văd un studio construit și funcțional la standardele occidentale și să-i ajut și pe ei într-o oarecare măsură cu studioul meu în filmul românesc. Și aici cred că e bucuria cea mare. El funcționează foarte bine. Am depășit, nu cât a spus dumneavoastră, 100 de filme, ci 350 de filme făcute în istoria noastră de 30 de ani la anul conservatorii. Deci v-am dat un răspuns. Felicitări și multe înainte. Mulțumesc. Apropo de filmul ăsta, pentru mulți poate a părut o nebunie un asemenea vis. Au fost oameni care v-au spus asta și în față? Filmul sau studiourile? Da. Nu, în față nu, pentru că nu cadrează cu condiția de român. Românul niciodată nu spune, sau în general nu spune în față. Ori spune în presă, ori spune că a greșit chiar dacă a spus un adevăr sau un neadevăr în altă parte. Nu, dar mi s-a transmis pe multe canale că fac o prostie, că banii trebuie investiți în imobiliare, în altele, dar... Eu mă bucur că nu i-am investit în altă parte. Mă bucur că acum, de exemplu, stau și mă uit la pădure din biroul meu. Mă simt bine. Sunt 3 producții în studio. Merg bine. Iarăși mă simt bine. Bine, cu siguranță acum probabil este o perioadă bună, dar au fost și multe provocări când nu vă simțeați atât de bine. Ce v-a făcut să nu renunțați? Ambiția de a merge mai departe. Câteodată, cum să spun eu, la limite riscului, pentru că au fost într-adevăr perioade grele, care ar fi putut fi probabil mai ușor traversate dacă legislația română ar fi permis sau ar fi susținut mai degrabă producția de film ca pe o industrie adevărată în țărișoara noastră mică. Atunci ar fi câștigat și guvernul mai mult și statul mai mult, nu știu, poate și noi am fi câștigat mai mult, dar în primul rând ar fi câștigat imaginea țării în afară, ceea ce uneori trebuie recunoscut, susținerea a dispărut. Vlad Păunescu, pentru final, haideți să ne întoarcem la filmul Scara. Ajutați-mă, vă rog, cu o invitație pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc video în acest interviu, de a merge în cinematograf cu toate măsurile de precauție din această perioadă și de a vedea Scara. Da, vă invit și vă pot oferi și, nu știu, câteva invitații din suflet date, pentru că sunt convins că premiera de la Teatrul Național de luni va aduce mulți oameni în sală. În ciuda COVID-ului, în ciuda restricțiilor,
Și în egală măsură, cred că la sfârșitul filmului vor pleca cu sufletul, cum se spun eu, oarecum eliberat de angoasa trecutului, în speranța unui viitor mai bun. Vlad Păunescu, vă mulțumesc pentru că sunteți omul nostru de milioane la Europa FM. Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Păun la Europa FM.